Primele rezultate. Într-adevăr, primele rezultate arată că am câștigat primăria Vitei, dar iertată să fie lipsa modestie, cred că este un rezultat normal, pentru că pe care l-anticipam, pentru că am prezentat un proiect cu care piteștenii au fost de acord, l-au apreciat, am avut o campanie decentă, n-am intrat în niciun fel de altercații cu contracandidații și acest lucru a fost apreciat și am o echipă foarte bună, profesionistă și foarte tânără. Și atunci când am spus că îi asigur că piteșteni că îi vom face să fie mândri de orașul lor, nu știam ce spun și noi suntem foarte, foarte hotărâți să facem treaba. Putem vorbi totuși de o schimbare de generație la PSD Pitești? Numai faptul că, așa cum am mai spus, am propus multe nume noi, chiar în primele locuri, cred că putem să spunem așa ceva. În ceea ce privește viitoarea componență a Consiliului Local, care sunt primele informații? Deocamdată nu am primit rezultate.